Doamne ajută, iubiții credincioși, despre ce este această întâlnire azi? Este într-o vreme a suferinței pe care o trăim toți, fie direct, fie pentru semenii noștri, este o întâlnire despre cumva suferința fragmentării cunoașterii omenești. Ea pornește de la pretextul relației dintre știința ecologiei și ideologia ecologistă, dar a fost încropită întâlnirea aceasta din punct de vedere al conținutului, astfel încât să evidențieze mai ales situația fragmentară a cunoașterii noastre, obținută cu mintea noastră. Și aș vrea să fac acum o trimitere la un profesor pe care l-am avut, regretatul profesor Sol Khan, care era un catolic și care era un geniu poliglot, avea cunoștințe imense și era în căutarea adevărului și era un om foarte bun prin tot ceea ce făcea. De la dânsul știu că atunci când vrei să ajungi la o formă pe care oamenii să o înțeleagă, a unor idei, să le spunem, vedeți cât de străin sună, ai nevoie de comunicare ani și ani și ani de zile cu cei cărora le vorbești. Vedeți, noi în această seară aici suntem de fapt singuri, dumneavoastră sunteți acasă și noi vorbim cu dumneavoastră prin intermediul tehnologiei. Așadar, ceea ce se întâmplă acum este un pas către o eventuală rodare, așezare a lucrurilor pe un făgaș al împreună înțelegerii, o schimbare atât la cel care vorbește în momentul ăsta, o schimbare poate și la cei care ar asculta. Nu mă aflu în situația de a vorbi despre adevăruri, ci de a prezenta raportări la ceea ce mi se pare că este de folos în domeniul temei pe care o abordez. Acum, dumneavoastră veți avea pe lângă filmulețul pe care îl veți vedea și o structură detaliată a abordării propuse. Aș vrea să punctez de o manieră puțin didactică pentru a structura și a crea anumite așteptări dumneavoastră. Aș vrea să punctez care ar fi părțile. Da? În prima parte am ales un fragment dintr-o cărticică de rugăciuni. Vedeți, aici este o cărticică de rugăciuni, Sfântul Isaac Sirianu. Vedeți cât de mică este și aparent neînsemnată. Nu-mi dau seama dacă se vede și măsuța aceasta care are pe ea vreo 10 kg de cărți așa și care sunt aici nu ca să ne intimideze, ci ca să arate cumva simbolic disproporția dintre ceea ce este esențial pentru creștini și ceea ce este important, dar într-un anumit sens secundar, și anume cunoașterea noastră, cunoașterea noastră despre lume. În a doua parte, după ce delimităm cunoașterea cu adevărat importantă de cunoașterea lumească a noastră, o să prezint un model, o reconstrucție, îi spune în limbaj tehnic,
a felului cum ar putea fi structurată această cunoaștere a noastră, pentru a vedea pe ce palier se află din punctul de vedere al importanței în raport cu viața creștină, tema noastră a ecologiei și a ecologismului. Cu ocazia asta o să cartăm puțin, așa s-ar numi această activitate a celor care încearcă să predea sistematic, să așeze într-o anumită ordine după mintea lor în mod inevitabil. Deci să cartăm ce avem la dispoziție, atât în spațiu european, occidental, cât și în spațiul nostru, deja traduse ca lucrări importante. Din toată această discuție, care e nucleul, să spunem, al acestei întâlniri, dar a cărei importanță nu poate fi percepută, să zicem, potrivit decât în contextul celorlalte părți, deci din această structură, cartarea cunoașterii, putem să ajungem la niște învățăminte fundamentate ortodox, potrivit autorilor respectivi, cu privire la cum să ne raportăm la mediu, la natură. Da? Deci am putea face o legătură cumva și o să vedem cam în ce fel se fac aceste legături, aceste raportări, între știința după mintea omului sau chiar între teologia academică și recomandările etice, da, normele după care să acționăm asupra mediului, cum să ne purtăm cu mediul, cum să-l folosim. Prin urmare, în pasul 3, vom avea sintetizată contribuția creștin-ortodoxă la decizii practice de mediu. Evident că pentru cineva care nu este interesat sau pur și simplu nu are dispoziția necesară sau poate preferă să se roage sau poate preferă să facă alte lucruri de folos, partea sistematică, academică, aproape teoretică în sensul modern, a întâlnirii, ca să spun așa, poate fi sărită direct. Adică se poate foarte bine sări peste partea sistematică și merge de la B, care este, să zicem, doar schița organizării cunoașterii, la recomandările care sunt relevante. E o trecere bazată pe încrederea că acolo s-a făcut ceva serios. Pe de altă parte, cine ar dori să, eu știu, să raporteze critic, adică să vadă care sunt argumentele, nu? Pentru anumite recomandări în ce privește mediul. Sunt importante și cele de la mijloc, cele mai tehnice, pentru că acolo poate eventual să vadă dacă e ceva șubret sau nu în această construcție făcută după mintea omului. Nu? Și fără îndoială că este, prin însăși natura a tot ce este omenesc, acolo se poate întotdeauna face mai bun, mai altfel, în alt mod. Încheierea, pentru că suntem în fața Sfântului Altar, o să fie din nou venind către ceea ce ne preocupă creștinește, și anume acești oameni, n-aș spune intelectual, pentru că la noi termenul intelectual are o anumită delimitare așa către cultura înaltă. Acești oameni care citesc cărți multe, din diferite domenii, care au o cunoaștere, să spunem, lumească așa, multă, da? Nu sunt oameni preocupați de aspecte practice. Ei cum se pot mântui? Da. Când ei se risipesc atât de mult. Nu? Și avem anumite surse care ne dau sugestii despre cum s-ar putea întâmpla asta. În esență e ceva foarte simplu. Nu? Deci iată, am simplu, dar și greu de făcut. Nu? Am schițat așa cei patru pași ai întâlnirii. Și nu o să mă mai întind și o să trec la
la primul pas. Anume, cunoașterea importantă din punct de vedere creștin în raport cu cunoașterea lumească. Da? În această cărticică de rugăciuni, apărută la editura Deisis, avem la pagina 93 următoarea rugăciune. Învrednicește-mă, Doamne, să te cunosc pe tine și să te iubesc, nu prin cunoștința cea întru împrăștierea minții, care se naște din trudă, ci învrednicește-mă de acea cunoștință prin care mintea, văzându-te, slăvește cu vederea firea ta, care depărtează simțirea lumii din cugetare. Deci, nu prin cunoștința cea întru împrăștierea minții. Peste două pagini. Un mic dialog în spiritul timpului de atunci, explicativ. Întrebare. Ce este cunoașterea? Răspuns. E simțirea vieții nemuritoare. Întrebare. Și ce este viața cea nemuritoare? Răspuns. Simțirea lui Dumnezeu. Căci din cunoaștere este iubirea, iar cunoașterea lui Dumnezeu este împărăteasa tuturor doririlor. Și sufletul ce o primește nu mai are nevoie de vreo dulceață pe pământ, căci nimic nu este asemenea dulceții cunoașterii lui Dumnezeu. Doamne, umple inima mea de viața veșnică. Și continuă, da? Deci aici este o separare extrem de clară între cunoașterea pe care orice creștin o vizează și la care acest sfânt ajunsese și cunoașterea prin împrăștierea minții, care este cunoașterea noastră spusă în cuvinte. Dacă ar fi fost întrebat, poate sfântul, nu știm cum ar fi răspuns, pentru că este un răspuns aproape întotdeauna dat în funcție de starea duhovnicească a celui care întreabă, dar poate că ne-ar fi spus mai clar, mai explicit și unde se plasează ecologia și ecologismul, da? Undeva în împrăștierea minții foarte, foarte departe de vederea lui Dumnezeu și acea cunoștință. Deci, iată, acum avem așa aparent abrupt, dar esențial, separarea între cunoașterea relevantă pentru creștini, care este cunoașterea prin simțirea lui Dumnezeu, prin îndumnezeire după har, și cunoașterea cealaltă, pe care noi o numim cunoaștere atunci când nu înțelegem prea bine ce se întâmplă în viața creștină sau ce ar trebui să se întâmple. Iar cei care nu sunt aproape de biserică, numai pe aceea o numesc cunoaștere. Și, mă rog, apar taxonomii ale cunoașterii. Deci, punctând această diferență fundamentală, ne putem pune întrebarea, de ce ne mai ocupăm în calitate de creștini cu această cunoaștere lumească și nu urmărim direct sfințirea vieții și cunoașterea lui Dumnezeu? Da. Pentru că toți facem asta. Da. Acum, la această întrebare, da, ca să putem să avem așa o ordine cumva, e aproape nepotrivit dintr-o dată să vedeți să venim cu o ordonare a unei cunoașteri neesențiale, dar foarte mulți aflându-ne și eu însumi aflându-mă în acest spațiu al cunoașterii scrise, a cărților, da? Ceea ce oamenii gândesc în mod explicit, analizează, dezbat, da? Și eu aflându-mă aici am simțit nevoia să sistematizez lucrurile astea și am să pornesc de la o sugestie cu privire la care ar putea fi stratul cel mai important, care totuși poate fi
povestit, poate fi rostit, de cunoaștere care nu e cunoașterea lui Dumnezeu prin sfințire, dar este totuși relevantă. Toată lumea cred că știe filmul Ostrov, filmul rusesc despre povestea vieții unui om care a ajuns într-o mănăstire după ce făcuse un mare păcat, credea că a omorât pe cineva, da? Părintele Anatolie. Acolo, în acest film, părintele Rafael Noica interpretează, din ce am văzut într-o filmare a sa, interpretează că sunt trei modele de mântuire. Sigur, la început se întreabă, dar oare aceia sunt chiar actori sau sunt călugări? Adică este frapat de autenticitatea filmului. Dar încercând să văd ce se poate spune despre acest film după ce l-am văzut, am dat de acest filmuleț și vă relatez ce spune părintele Rafael Noica. Nu e lipsit de semnificație că sfinția sa este fiul unui filozof. Dintr-o dată se delimitează implicit oarecum niște câmpuri de cunoaștere. Ce spune părintele Rafael Noica? Spune că se vede acolo cum te poți mântui prin pocăință, și asta e mântuirea, să zicem așa, cea mai accelerată, cea mai rapidă, da? Prin har și suferință a părintelui Anatolie, cel care ajunsese să facă minuni în film, deși el în viața mănăstirii, așa cum este prezentată în film, da, deși nu accepta să fie nici măcar călugăr. Deci, să spunem, tipul de mântuire prin pocăință după un păcat major sau... Al doilea model identificat de părintele Rafael Noica este cel al intelectualului. Foarte interesant, eu nu sesizasem asta, dar acolo este un egumen care mereu era tachinat de părintele Anatolie, îi punea noroi pe clanț, îi făcea tot felul de lucruri, ca și cum nu l-ar iubi deloc, ca și cum ar fi o antipatie între ei. Acest egumen spunea că știe toate evangheliile pe de rost. E una din replicile din film. Da. Deci era un învățat, este cel care simbolizează pe cei care știu multă carte, pe cei care au acces la cunoașterea omenească. Ei sunt modelul pe care îl vom dezvolta cumva în partea ulterioară a micii noastre întâlniri. Da? Avem acest model de mântuire. Ce se întâmplă cu acest egumen? El stă pe lângă părintele Anatolie și în momentul în care părintele pleacă la cele veșnice, îi poartă crucea, da? Și îi cere binecuvântarea, așa mai departe. Deci este cumva, îi urmează într-o mântuire anticipativă, așa cum este construit filmul. Al treilea model de mântuire, pentru că iată sunt trei modele, după cum ne spune părintele Rafael Noica, este al starețului mănăstirii, care este un om pur, de o curățenie extraordinară, așa, ca un fel de copil mare, are o puritate, poate să râdă fără să simtă că păcătuiește râzând, are o veselie și vede lucrurile cum se așează între cei din mănăstirea lui. Unele nu le înțelege din ce face părintele Anatolie acolo, cele care sunt semne, ca să spunem, ce se va întâmpla, un incendiu sau mai știu eu, dar imediat după ce se întâmplă, își dă seama ce s-a întâmplat și își dă seama care de a face cu un om sfințit în părintele Anatolie. Da. Deci astea sunt cele trei modele. Da. Și atunci, aici, în această cunoaștere pe care cineva ca mine sau, da, nici n-a putut să o sesizeze, un om ca părintele Rafael Noica a văzut despre ce e vorba, așa, numai că e vorba de mântuirea împreună a unor oameni cu profile
diferite, cu trasee diferite, niște tipuri. Da. Aici este o conlucrare a persoanelor care merg pe calea mântuirii în mod diferit. Da. Pe calea părintelui Anatolie, fără nicio raportare la ce este scris, da? Nici nu știa prea multe, da? Dar devenise un sfânt. Pe calea curăției sufletești a starețului acelei mănăstiri și pe calea omului care știe toate evangheliile pe de rost și probabil multe altele. Da? Deci calea, să spunem, a intelectualului. Ăsta ar fi primul strat de cunoaștere omenească. Faptul că ai nevoie și nu trebuie să îndepărtezi niciunul dintre aceste profile, nici într-o mănăstire, nici în relația celor din călugărilor cu lumea. Da? Deci în realitatea procesului de mântuire, toate trei sunt importante. Adică nu există, cum am spune cu termenii economici de azi, un monopol lui anumit tip. Da? Poți să ajungi pe trei căi diferite și pe variante dintre ele, firește, pentru că acolo e un film, sunt niște personaje, sunt niște tipuri, nu? Ori în realitate situațiile sunt nuanțate între cele trei, da? Dar toate aceste dimensiuni au rolul lor. E cumva aici o simbolistică, nu? A numărului 3, nu? Ni se oferă această semnificație în privința interpretării filmului Ostrov. Nu? Asta pentru noi e destul de important în calitate de creștini, sau eu percep ca fiind important. Cumva mă ajută pentru că sunt unul dintre cele trei reprezint, să spunem, sunt pe profilul cuiva care știe mai multe lucruri fără să știu pe de rost Evanghelia, dar prin natura profesiei citesc mai mult și cumva îmi dă o speranță, nu? Că ceva bun se va întâmpla cu cei de acest fel. De obicei însă, în realitatea lumii, să-i spunem convențional, intelectuală, da, ca să nu ne delimităm așa de permanent de intelectualitatea de elită, da, să-i spunem în realitatea lumii intelectuale, lucrurile nu prea se văd în felul ăsta. Adică există o tentație de a spune și de a crede și cu toată convingerea că pe măsură ce ai o cunoaștere lumească mai mult, risc să te îndepărtezi și să de biserică și să, eu știu, să-ți formezi niște păreri, niște opinii care intră în contrast cu, sau chiar în contradicție cu cele care ar putea să te ducă pe calea mântuirii. Da? Ori e destul de important că lucrurile, de fapt, în realitatea creștină nu stau așa. Nu? Ăsta e un lucru important. Nu este ceva în mod necesar împotriva posibilității de a sfinți viața să te ocupi cu gândirea omenească, cu cărțile. Depinde ce faci mai departe și asta este ceea ce vom vedea din ce spun cei care scriu astfel de cărți. Acum, la stratul al doilea, deci suntem am fost la stratul de cunoaștere, prim, care e o cunoaștere foarte practică, dar poate fi și așezată în cărțile acestor oameni. Și cine le citește poate găsi acolo sugestii, de felul celei pe care am găsit-o în interviul cu părintele Rafael Noica. La stratul mai jos, mai lumesc, avem o specializare a cunoașterii și o instituționalizare a ei, cel puțin așa cum o trăim acum. Adică avem discursuri, tipuri de cărți, da? Rafturi de biblioteci, institute și așa mai departe, care se ocupă aparent cu lucruri complet diferite și chiar privite
fragmentar, așa, chiar se ocupă cu lucruri diferite. Și anume, avem cei care se ocupă cu știința modernă și aici alocăm zona ecologiei noastre, de care ne vom apropia mai departe. Cei care se ocupă cu teologia academică, pentru că vom vedea că unii dintre autorii importanți care fac recomandări în domeniul eticii mediului sunt teologi academici, în sensul că au cărți groase, da, sunt pe aici, o să vi le arăt. Da? Și cei care se ocupă cu ceea ce se numește etica aplicată. Etica aplicată e un subdomeniu al filozofiei. L-am pomenit pe profesorul Solcan când am început, dânsul se ocupa cu etica aplicată. Și am avut un curs de etică aplicată în calitate de student și la acel curs ne-a dat o carte de etica aplicată fundamentată pe teologia ortodoxă. O să o arăt chiar acum. Da? Vedeți? Cartea asta, Fundamente bioetice, fundamentele bioeticii creștine, da? A unui părinte, Tristram Engelhardt Jr. Este un autor american, a fost catolic, s-a convertit la ortodoxie, profesor de filozofie, cu acces la toate argumentele tehnice, filozofice, ale specialiștilor în etica aplicată, pe care le-a combătut și a propus niște abordări destul de abstracte, așa ca argumentare, dar care sunt compatibile cu credința ortodoxă și la care o să ne raportăm spre final prin unele traduceri din spațiul românesc. Da. Deci am cunoscut într-o vreme în care nici nu mergeam la biserică, până 2002-2003, nu participam la Sfânta Liturghie, am intrat în contact cu acest autor și l-am reținut prin faptul că era cumva deosebit de ceilalți. Adică încerca să facă o legătură clară între credință și rațiune, unde de obicei lumea percepe în aproape mitologia actuală că trebuie să fie o falie, nu? Iar el nu avea această falie. Din ceea ce scrie acolo despre trăire și așa mai departe, nu săream peste, recunosc, da, deci nu, erau, mi se păreau lucruri, mă rog, da, mă uitam la argumente. Deci, iată, astea ar fi cele trei domenii, așa, unde lucrurile sunt instituționalizate, în sensul că există facultăți, există departamente, există centre, societăți, etc. Și oamenii din cele trei domenii deja nu prea mai comunică unii cu alții. Da. Adică poți să ai foarte bine un simpozion de etică aplicată, unde să nu fie nici oameni de știință, nici teologi. Sau poți să ai un simpozion de teologie pe probleme de bioetică, unde să nu fie picior de biolog. Da? Lucrurile astea există și aici începe să se manifeste pentru cineva care se duce înapoi la Sfântul Isaac Sirul și vede unitatea cunoașterii prin cunoașterea lui Dumnezeu, prin simțirea lui Dumnezeu negrăită. Da? Începe să se manifeste suferința fragmentării. Da? Deja apare o suferință a fragmentării pentru cineva care vede oameni căutând strict din perspectiva spațiului lor social, rupt de ceilalți, cel puțin până la un punct, căutând adevărul, până la urmă, care adevărul este accesibil celor care operează, lucrează, ajung, sunt duși la viața Sfântului Isaac Sirul și a celorlalți. Nu? Deci este structura generală și acum am să fac o analogie așa, că toată lumea astăzi lucrează pe calculator ca să se vadă mai ușor cu ochii vizual, că ăsta e
simțul nostru cel mai la îndemână, cam cum e structurat mai departe. Toată lumea cred că umblă azi, se mai uită pe Google Earth, da? Sunt hărțile acelea pe calculator și vezi cum e Bucureștiul, cum e România, da? Cauți traseuri dintr-o parte în alta. Da? Felul în care sunt așezate, schematizate relațiile între domenii, subdomenii aici, este cam ca în Google Earth. Adică dacă ești mai sus, vezi țările, nu? Dacă vrei să vezi județele, dai cu ceea ce se numește focalizezi, zoom in, îi spune în limba engleză. Dacă vrei să vezi străzile sau, eu știu, anumite locuri, nu? Cu imagini și cu asta, atunci focalizezi și mai mult. Da. Nu știu dacă oamenii în general știu cum e construit acest sistem, pentru că pare așa ceva aproape magic. În realitate, sistemul de baza de date din Google Earth este organizată pe straturi. Pe straturi, da? Adică sunt straturi despre țări, straturi despre județe, straturi despre la diferite niveluri de rezoluție. Pot fi gândite ca niște poze tot mai detaliate, dar nu sunt poze, sunt straturi cu informații, un fel de etaj așa. Și noi când facem acel zoom in, adică vrem să vedem ce e înăuntru, ni se pare că plonjăm așa, de fapt calculatorul face o comandă care te trece de la poza mai, nu? Mai, care îți permite o imagine mai amplă, mai largă, te trece automat la poza sau la imaginile, la informațiile, la datele care sunt la un strat mai detaliat. Dar te trece atât de repede încât tu nu sesizezi, adică ochiul nostru nu face diferența, exact acel efect ca la filme. Da? Deci cam așa ar putea fi imaginată și situația de aici. Deci avem domenii mari instituționalizate și acum construim un strat mai jos. Da? Straturile astea ar putea fi multe, 7, 8, 9, aici sunt 3, pentru că e o întâlnire totuși. Nu e o întâlnire academică, n-are rost ce încerc să transmit este modul de abordare, principiul, da? Și să ajungem cam cum se ajunge, ca să ajungem la aspectele concrete care fac legătura imediat cu viața duhovnicească, da? Aspectele practice. Stratul 3 acum, deci intrăm într-o zonă mai detaliată. Este un strat al hiperspecializărilor. Este un strat de cărți, nu? Cum avem acum pe masă, despre care nu mai știe nimeni în afara celor care lucrează în acel domeniu. Da. Și avem multiple specializări în domeniul ecologiei. Când vorbim despre ecologie, ca să vedem implicațiile ecologiei asupra eticii mediului, da? Cuvântul ecologie, de fapt, în spate are cel puțin vreo 6-7 abordări diferite din punctul de vedere al complexității, da? Care la rândul lor au subabordări, etc. Deci, dacă ar fi să vorbim riguros despre asta, deja nu ar avea aproape niciun rost să transmitem un astfel de mesaj detaliat unor oameni care nu sunt de specialitate. Da. E ceva relevant aici în ce privește comunicarea acestor lucruri. Și anume că din cauza acestor diferențe, da, fiecare căutând perspectiva cea mai potrivită cu mijloace de data aceasta științifice moderne, nu avem o voce unitară și nici nu putem avea o voce unitară a oamenilor de știință. Altfel spus, când ești în spațiu vieții de zi cu zi și auzi despre schimbări climatice sau despre poluare sau despre voci care spun lucruri diverse, adică nu neapărat pe dos, ce spune unul, dar cu nuanțe importante, da? Nu e ceva anormal. Da? Ar fi ciudat să existe o unică voce. Da? Lucru care privim în știința ca fiind
eu știu, postura de autoritate externă, cam așa, nu? Să-mi spună ce să fac, da? Lucru care poate să fie inconfortabil. Da? Dar tocmai pentru că știința are acest aspect al pluralismului abordărilor, este un semn de sănătate a ce se întâmplă în acea societate să existe nuanțe, da? Și argumente. Când nu există nuanțe, când recomandările sunt monolitice, când normele sunt la fel peste tot, reacția naturală, firească, ar fi să ne întrebăm de ce e așa. Înseamnă că ceva e în regulă acolo, din punct de vedere al felului în care funcționează știința. Toate aceste abordări diferite sunt complementare, adică trebuie văzute ca fiind niște perspective. Da? Și aici avem cumva, la un nivel deja foarte jos, aproape nevizibil dacă nu îl cauți, da? Sau nu te caută el pe tine, da? Avem iarăși acea multiplicitate, da? Treimică, adus acum în foarte multe fațete, da, care se și pierd datorită perspectivelor umane, strict, nu? Așa cum sunt puse de către unii, da? Dar nu, dacă le privim ca fiind în competiție și ducând la potențiale conflicte, atunci vor duce la potențiale conflicte. Da? Dacă le privim ca fiind contribuții diferite la crearea ceva armonios, atunci vor duce la ceva nu perfect armonios, dar tot mai armonios. Nu? Și vedeți cum straturile inițiale ale dragostei creștine, da, fundamentale, pot să ajute chiar și la acest nivel unde lucrurile par foarte, foarte departe de viața creștină, dar pot să ajute la felul în care această cunoaștere limitată, periferică, i-am putea spune, devine tot mai coerentă, tot mai, deși limitată, nu, folositoare. A doua zonă de superspecializare, n-am adus aici cărți din spațiul ăsta pentru că era chiar cumva prea departe, eu lucrez în acest spațiu, să zicem. A doua direcție de hiperspecializare este cea a teologiei academice, care are implicații pentru etica mediului. Și una dintre cărțile pe care le-am adus este, ca să o arăt, nu să intrăm detaliat în ea, este cea despre fundamentele bioeticii creștine. Da? Poate fi citită ca o carte de teologie academică, undeva în prima parte arată cum anume, după Marea Schismă, s-au separat școlile de gândire și implicațiile școlilor de gândire, să spunem, catolice și protestante, asupra felului în care se gândește bioetica și cu ce vine diferit viețuirea ortodoxă și creștinismul ortodox în privința asta. Deci cam trei sferturi din cărți e partea asta. Ca să nu pare că acolo sunt lucruri doar ce țin de ce se întâmplă în spațiul occidental, am adus și o carte de la noi de teologie academică, da? Avem o carte foarte importantă, mie mi s-a părut, da? Sensul escatologic al creației, da? Am intrat în contact cu lucrările domnului Adrian Lemeni la un centru de cercetare al domniei sale despre relația dintre știință și religie și filozofie. Și lucrurile cam de aceeași natură, nu, a evoluției lor istorice, a interpretărilor, da? Sunt produse și de autorii români. Nu? Și mai sunt câteva lucruri care, dacă ar exista noțiunea de bibliotecă a unei parohii, da, ar fi de mare folos în fiecare parohie, după umila mea părere, sunt traduse la editura Doxologia, da? Avem
Pentru ecologia transfigurării este un volum foarte, foarte folositor despre relația între ortodoxie și ecologie sau trăind în creația lui Dumnezeu. Da. Sunt lucrări de referință care au apărut inițial în limba engleză și acum sunt disponibile publicului românesc în limba noastră, nu? Și care spun clar, direct, pot duce la o anumită pagină și puteam să facem și asta direct, da? Să ne ducem țintă către recomandările din perspectivă ortodoxă cu privire la felul, la normele prin care să ne raportăm la mediu, ceea ce și vom face la final. Nu? Însă, pentru că e un spațiu ăsta e foarte complicat așa și dacă nu ai o anumită orientare, te poți întreba, dar oare de ce cartea asta e mai bună decât, să spunem, avem aici handbook, da? O carte cu texte de referință despre relația dintre ecologie și religie, nu? De la editura Oxford. Da? Pe baza unui argument de autoritate, cineva ar putea să spună, păi, eu știu unde sunt lucrurile mai bune, la editura Doxologia sau la Universitatea din Oxford. Da? Și la un moment dat, nu, dacă nu ai un ghidaj în lucrurile astea, în societatea actuală poți să zici, păi, sunt foarte bune, mai degrabă acelea, nu? Că universitatea respectivă e mai sus în top decât universitatea din Iași. Acum am făcut așa o divagare, da? Deci, e important să știm că e vorba de cu totul altceva în acele cărți, da? Am făcut această atingere a teologiei academice nu pentru că aș avea competența pe fondul lucrurilor de acolo, le citesc, mă folosesc de ele, nu am acces la a scrie sau a evalua aceste lucruri, dar e clar că este altceva decât știința, pe de-o parte, și e altceva decât al treilea câmp de cunoaștere pe care îl avem la nivelul hiperspecializărilor. Da? Și anume abordări care se bazează pe cercetarea religiei altfel decât prin credință și fundamental pe credință. Adică să iei religia ca fiind un obiect de studiu, nu? Anumite studii religioase. Da? Sau cum anume religiile lumii se raportează la natură, ca să știm cum lucrăm cu oameni din diferite spații ale planetei, că nu avem probleme de mediu numai în țara noastră sau în Europa, care au diferite religii, împărtășesc diferite credințe și cum să lucrăm cu ei pentru a gestiona mai bine natura. Nu? Și o astfel de abordare ce ține de cercetarea completă, aproape științifică, dar nu în sensul științelor naturii, ci în sensul științelor culturii, științelor umaniste, a relației dintre religie și natură. Mai am aici încă o cărămidă, așa, este ultima, da? Enciclopedie despre relația dintre religie și natură, două volume enorme. Da, ele nu sunt făcute ca să le citești complet, sunt făcute, dacă vrei, găsești acolo creștinismul ortodox, ce particularități are, după aia te duci la altă literă, găsești altceva, evenimente, etc. Da. Ei, lucrurile astea toate se raportează într-un fel la aspectele legate de natură și au consecințe asupra, potențiale asupra normelor pe care le putem gândi de etică a mediului, cu implicații asupra cum construim ideologii ecologiste și așa mai departe, dar sunt complet altceva. Nu? Și decât știința naturii, a ecologiei, despre ce se întâmplă în natură, și decât teologia academică, în preocupările ei despre acea parte din creație care este
a natura, da? Cum am putea-o naturală, cum am putea-o numi. Deci, vedeți, acum am ajuns în acest nivel, da? În care am delimitat câmpurile unde sunt literaturi enorme. Cineva care dorește să vorbească la standardele academice despre asta nu are nicio speranță să opereze în toate trei. Da? Adică dacă ești om de știință al naturii, ecolog, cum se întâmplă să fiu eu, tot ce poți să spui despre știința care se ocupă despre relația dintre religii și natură este așa, că te informezi dintr-o enciclopedie, dar nu se pune problema să ai acces la cercetările antropologice sau metodologie, adică lucrurile sunt atât de hiperspecializate, da? Atât de fragmentare, încât apare din nou acel sentiment de suferință de care vorbeam la început, al spargerii a ceea ce în esență este unitar. Da? Dar este fragmentat, pentru că asta este puterea minții omenești. Cu cât dorește să intre mai adânc în înțelegere, cu atât în mod inevitabil se ajunge la o fragmentare mai mare, pentru că avem capacități limitate, da? De a înțelege cu mintea noastră întreaga creație. Lucrul acesta încă nu este împărtășit așa, să spunem, chiar cu convingere complet de către toți oamenii de știință sau toți cei care se ocupă cu filozofia, dar deja în rândurile celor care încearcă să sistematizeze, să găsească, eu știu, modele prin care să asigure o coerență cu întregii cunoașteri omenești, din ce am mai auzit vorbind cu dumnealor, s-a renunțat la ideea că s-ar putea ajunge la o coerență în termenii dumnealor tehnici globală, da? Să înțelegem felul în care se leagă toate cunoștințele noastre între ele. Mai degrabă se speră acum una să măcar locală, eu știu, pe domenii, da? Și de aceea am dat aceste noțiuni un pic tehnice, nu? Despre felul în care este structurată cunoașterea, despre cum să acționăm în natură, ca să avem și sentimentul concret al unei complexități, poate inaccesibile dacă nu suntem de specialitate, da? Dar și sentimentul sau, să zicem, gândul mai degrabă că autoritatea acestor domenii nu poate fi absolută. Da? Ele nu sunt nici nerelevante, da? Dar nu pot veni nici cu o perspectivă care să spună că prin acest fel de cunoaștere putem rezolva cu siguranță, da? În baza unei cunoștințe sigure, tot ce avem de rezolvat. Există o parțialitate ce ține de însăși structura cunoașterii. Da? Avem acest polimorfism, avem aceste abordări diferite. Ei, acum vom fi probabil într-un anumit disconfort. Păi dacă avem totul atât și în felul ăsta, ce facem? La concret. Da? Și la concret aici lucrurile sunt interesante cumva, pentru că ne-am așteptat că dacă între domeniile mari nu există unitate, să avem dificultăți în a rezolva lucrurile la concret. Nu e chiar așa. Și de ce? Pentru că problemele de mediu și normele legate de mediu nu sunt norme generale, adică ele sunt legate de niște probleme foarte simple până la urmă. Da?
cum să te raportezi la resursele unei păduri sau cum să te porți cu semenii tăi când știi că ceea ce faci tu asupra mediului, de exemplu, polezi într-o parte, iar afecta în altă parte. Adică n-ai nevoie de niște teorii universale asupra funcționării lumii ca întreg ca să îți dai seama că trebuie să nu faci ceva care creează suferință celuilalt. Știți? Aceste cunoștințe, ele sunt la un nivel mult mai simplu în toate, în toate aceste domenii. Da? De exemplu, în relația dintre religii și natură, nu? Oamenii pot avea ceea ce se numește o cunoaștere tradițională. Ei știu că la vremea cutare anotimp nu trebuie să pescuiască, sau mai știu eu, da? Nici nu știu prea clar de ce, dar știu că au constatat că dacă atunci pescuiesc, după aceea nu mai au pește anul următor. Probabil e ceva legat de reproducere, nu? A peștilor respectivi, da? Deci sunt lucruri foarte, foarte simple. Dificultățile de înțelegere apar în momentul în care vrei să creezi teorii ca și cum ai avea mintea lui Dumnezeu, ca să înțelegi tot, având o autoritate care o substituie pe cea a Creatorului. Da. Ori acesta este un proiect cumva încă viu în lumea intelectualilor, spunem convențional, dar care e tot mai clar, da, că este un proiect care nu poate fi atins vreodată. Da? Și atunci, în momentul în care oamenii vor să se ocupe concret cu recomandările despre cum să ne purtăm cu mediul, ei nu mai depind strict de coerența teoriilor lor în ansamblu. În același timp, nici nu vor să recunoască situația, tehnic îi spune, epistemică, adică faptul că în ansamblu e destul de precară cunoașterea noastră, dar uite, cu privire la aspectul cutare, eu pot să spun ceva precis. Da? Pentru că le e teamă că asta ar brezi, să zicem, autoritatea lor în fața celor care oricum nici acele recomandări minimale n-ar vrea să le urmărească. Nu? Deci apare această luptă pentru a, și intrăm cu asta în zona ecologismului, luptă pentru a influența luarea deciziilor. Iar când ai de recomandat ceva simplu, să nu faci exploatare minieră la Roșia Montana, nu? Dacă spui numai atât, sigur, alții vor să spună, păi noi vrem că vrem locuri de muncă sau mai știu eu, da? Vor apărea dezbateri de tipul argumente de acest fel. Și atunci vii și pui în spate o teorie despre care nimeni nu înțelege prea mare lucru, nu? Dar să zicem teoria dezvoltării durabile sau mai știu eu, și arăți, dacă vrem asta, nu? Să ne dezvoltăm durabil, atunci nu trebuie să facem acel fapt concret, o exploatare minieră de acel fel, nu? Cu cianuri, cu extragere, cu cianuri, acolo. Știi? Și ăsta este mecanismul prin care ajuns să ai niște susțineri cu privire la coerență. Am dat acest domeniu pe care îl cunosc direct, dar îmi imaginez că se pot da și în studii religioase, îmi imaginez din ce am auzit că nici în domeniul teologiei academice lucrurile nu sunt, nu, eu știu, de o coerență maximă, nu sunt abordări diferite, etc. Da? Din ce am mai citit așa colateral, de exemplu cu privire la anumite moduri de a scrie cărțile, am văzut unele, mă rog, diferențe de opinii între cei care sunt Biserica Ortodoxă Greacă în Statele Unite versus cea, nu, din cei care sunt în Grecia. N-am înțeles diferențele acolo, da? Că nu mă depășesc, dar am reținut că sunt astfel de puncte de vedere care pot duce la situații, nu, care nu sunt unitare. Da? Partea bună, și cu asta mă delimitez strict la domeniul ecologiei, este că
lucrurile de făcut nu sunt de fapt atât de complicate. Ele sunt în fapt ceva mai simple și nu angajează mize ce țin de înțelegerea științifică în ansamblu. Da? Dar e important să vedem felul în care se folosesc argumente din acestea maximaliste, i-am putea spune, ca să obținem răspunsuri, de fapt, cu mize mai mici. Nu? O să trec la cele trei tipuri de încercări de a rezolva problemele care implică etica mediului, existente în practica actuală. Da. Ele au diverse rădăcini și filozofice, și teologice, și științifice, și s-au manifestat în forma asta în acest moment. Cum vor evolua, rămâne de văzut. Prima, care este, să spunem așa, dominantă oarecum, este cea bazată pe știință. Da? Se clamează că e bazată pe știință, în fapt nu este o abordare științifică, este una ideologică, dar spune că este fundamentată științific. Și anume, noțiunea de diversitate, diversitate biologică, diversitate culturală, da? Din care deducem cumva, da? Se spune, niște exigențe de ordin normativ. Da? Asta este o abordare strict seculară ce vine, pe de-o parte, din zona studiilor despre natură, da? Și, pe de altă parte, din tratarea inclusiv a fenomenului religios ca fiind ca ținând de diversitatea culturală. Da. Din punctul de vedere al acestei abordări, că e vorba de religia ortodoxă, că e vorba de religia, eu știu, unor grupuri din Papua Noua Guinee, adică principial nu e nicio diferență. Da. Și recomandările sunt făcute prin prisma unor sisteme de valori care în mod programatic resping orice raportare la religie. Acum te poți întreba, dar cum poți să fundamentezi valorile fără religie? Nu? Și aici sunt mai multe soluții filozofice, să le spunem. Da? Adică în loc să iei ceea ce oamenii trăiesc cu adevărat, te gândești, oare cum aș putea gândi, să spunem, valoarea naturii, astfel încât oamenii nici să nu aibă conflicte între ei și să facă, să nu-și mai distrugă natura. Și încep să imaginezi. Da. O soluție, de exemplu, este să spui că natura are o valoare în sine. Da. Pur și simplu. De unde vine acea valoare? Nu se mai pune problema, o postulezi. Da? Asta este o abordare, s-ar numi biocentrică sau ecocentrică. Da? Din punctul de vedere creștin, i-am putea spune o idolatrizare a naturii. Nu? Dar dacă o astfel de abordare ajunge în legislație, atunci ea îți vine impusă și ajunge. Da? Îți vine impusă pe calea legilor. Și atunci nu prea mai e ce să faci, nu? Trebuie să o respecti, vedeți? O altă abordare este în care natura are o valoare relațională, adică în măsura în care ne folosește nouă. Dacă ne folosește, e valoroasă. Dacă nu ne folosește, se întâmplă, eu știu, într-o anumită împrejurare, nu e valoroasă. Asta este o abordare de tip utilitarist. Ea e foarte compatibilă cu modul de funcționare al economiilor și cu teoriile economice. Da? Cealaltă în care spui că natura are o valoare în sine este, să zicem așa, frâna de mână a mașinăriei. Da? Când cei care se raportează utilitarist ar vrea să tot exploateze,
introduci frâna de mână a valorii intrinseci și spui până aici, punct, și creezi arii protejate, etc., ceea ce avem. Da? Ce este interesant, acum am intrat direct în problematica, în pâine, cum să spunem, după ce am avut prima cartare, nu, a câmpurilor, ce este interesant este că aceste valori postulate, gândite de mintea unor filozofi sau, mă rog, a unor iubitori ai naturii și transferate după aceea în legislație, adoptate la scara UNESCO, da, și a altor instituții globale, ele sunt de fapt niște valori experimentale. Nu se vede asta imediat. Adică ele pot fi schimbate dacă efectele, felul în care ai gândit valoarea mediului, nu sunt cele scontate. De exemplu, în momentul acesta, pe piața ideilor, ca să spunem, a conceptelor, a felului de a gândi valoarea naturii, se pare că, din ce spun specialiștii în domeniu, în publicațiile lor științifice, valoarea intrinsecă nu prea are trecere la oameni. De? Adică sunt prea puțini cei care idolatrizează de fapt natura. De? Adică până la un punct. Și când apar niște costuri care sunt prohibitive, atunci nu mai o respectă. Nu? Și nu prea funcționează în schema ecuațiilor legislative, etc. Și oamenii încep să se apropie, experții din acest domeniu, de alt tip de gândire, și anume valoarea naturii ca asociată unui mod de viață, ceea ce începe să fie altceva. Da? În termeni tehnici îi spune eudaimonică, adică sunt niște rețele sociale, așa numite, și acolo oamenii cumva se raportează la natură, da? Nici nu o distrug, o respectă, dar fără să o idolatrizeze, e o practică socială. Nu? Și atunci, valoarea naturii în astfel de comunități e foarte bine că există în felul ăsta, da? Nu are o gândire teoretică în spate, da? Dacă întrebe acei oameni de ce nu își distrug pădurea, o să spun că noi nu distrugem pădurea. Da? Și se urmărește acum transferul către felul în care se fac reglementările, către o abordare mai realistă de acest fel, da? Care începe să semene cu practicile comunitare, inclusiv ale celor din comunitățile tradiționale creștin-ortodoxe, unde oamenii nu își distrugeau natura. Dar încă păstrează, să spunem, elementul secular complet. Da? Dar în acest sens, acest tip de strategie, ca să-i spunem, de protecția naturii seculară, da? Avantajul ei, că trebuie să-i arătăm și avantajele, da? Este că cumva, dacă nu intri în profunzimea recomandărilor, în argumentelor, în principiu pare să fie acceptabilă pentru toată lumea. Adică în orice colț al pământului e cumva neutră, da, în raport cu credințele oamenilor, care de obicei tind să polarizeze. Pe de altă parte, dezavantajul major este că e prea neutră. Deci, adică oamenii nu simt al lor. Da? Iar problema pe care o are de rezolvat cineva care chiar vrea să protejeze mediul, nu numai să își facă o carieră din teorii despre etica mediului, da? E că instrumentul ăsta nu funcționează așa. La câți bani s-au pus în educație, în conștientizare, în lucruri de felul acesta care au pătruns și în spațiu creștin ca mentalitate. Adică noi am început să vorbim despre nevoia de conștientizare cu privire la valoarea naturii, care este un termen ce ține de etica seculară a protejării naturii, da? În loc să vorbim despre creație, nu? Deci nu este o strategie câștigătoare. Da. Și ca să se vadă ce urmează când ne apropiem de partea finală, o să arăt în continuare că da, această strategie nu este câștigătoare, că mai sunt încă două și nici una dintre cele două care urmează nu sunt nici ele câștigătoare, dar că toate trei împreună sunt câștigătoare. Prin faptul că fiecare vine cu perspectiva ei și dacă apare acel dialog și acea înțelegere a ce oferă și ce nu poate oferi fiecare dintre ele,
putem ajunge fără a avea o, eu știu, o abordare perfect unitară, da? Dar putem ajunge la o bună înțelegere și o mai bună tratare a naturii. A doua abordare este prin studiile religioase. În ce sens? În sensul că se caută și se identifică acele comunități în care, indiferent de ce tradiție ar fi, natura este tratată de o manieră durabilă cu succes, adică nu o distrugi. Se caută felul în care funcționează așa numitele respective arene de acțiune. Da? Oamenii, cumva cu valorile lor, ca să dau un exemplu concret, undeva prin Malaezia, da? Sigur, conform religiilor de acolo, la orezării, da? Unde sunt acele canale, sunt niște simboluri religioase așezate unde se întâlnesc canalele sau ceva de felul ăsta, care, acolo unde există aceste simboluri, oamenii tind să nu exploateze resursele de apă, să mai lase și pentru celălalt. Da. Unde nu este această prezență a ceea ce am spune sacru în acea manifestare în spațiu public, acolo tinde să existe o supraexploatare. Și asta nu este ceva pe bază de argumente, pur și simplu așa acționează oamenii. Da. Ceea ce ne trimite imediat pe cineva care a umblat prin Mehedin sau prin asta lor și vede troițe la orice intersecție, e un fel de reamintire. Nu? Aici nu vorbim de adevărul revelat al acelei credințe, ci de felul în care, de-aia îi spunem studii religioase în acest sens, de felul în care, în prezența unei modalități de manifestare a sacrului, oamenii se poartă mai respectuos cu natura. Sunt lucruri empirice, adică pe valori măsurate. Ce face dacă e așa, ce face dacă nu e așa. Da? Și, evident, inițial a existat o mare speranță, o mare bucurie că, iată, găsim aceste soluții și, bineînțeles, că complexitatea naturii umane a arătat și alt lucru, și anume că situațiile sunt, de fapt, unice. Adică nu poți să extrapolezi soluția locală, eu știu, din Munții Apuseni, la Tellerman sau invers. Adică este vorba de... Dar asta nu înseamnă că fenomenul nu există. Da? Deci el trebuie găsit în formele lui de manifestare pe plan local și este o abordare care nu este pe bază de filozofie. Hai să ne gândim dintr-un mare oraș sau dintr-un megalopolis cum ar trebui să se poartă acei oameni, ci constatăm și îi lăsăm să se poartă în felul respectiv. Fără să fie în esență o abordare care recunoaște centralitatea în lume a religiei. Adică tot rămâne expertul la distanță care evaluează peisajul cultural și vede unde e cazul să intervină și unde nu. Da? Însă are mai mult realism, nu e atât de invaziv în raport cu nevoile oamenilor. E ceva care oricum este un progres într-un anumit sens în raport cu abordarea strict seculară, care e mult mai invazivă și își dorește o uniformizare a tipurilor de gândire. Am semnalat-o numai pentru că ea încă nu, deci ea nu este o abordare din perspectiva credinței. Da? Adică avem cumva un aliat în lumea oamenilor de știință din zona studiilor religioase, din a celor care caută, eu știu, în domeniul acesta, chiar și principii generale filozofice de unificare, noi știm că acestea sunt rătăciri, ca să spunem așa. Însă e și o dimensiune care poate fi recuperată în ceea ce privește aspectul unor decizii concrete legate de relaționarea cu natura, mai ales atunci când problemele nu sunt rezolvabile doar la noi, da, să spunem, într-un spațiu care e unitar, cultural, religios. Sunt probleme, zicem, schimbări climatice. Astea sunt probleme planetare. Cum rezolvi când ai acolo și oameni, nu, care sunt islamici și budiști, ai și tot ce e pe pământul ăsta lăsat de Dumnezeu? Da.
acolo soluțiile care sunt centrate numai pe perspectiva ta nu sunt, nu sunt realiste, da? Nu duc la rezultate. A treia dare este prin dialoguri interreligioase. E altceva, în sensul că nu stă cineva în afară și cercetează ce se întâmplă cu comunitățile religioase și constată că în anumite locuri sunt benefice comportamentele lor pentru mediu, ci pur și simplu mai mari, cum spune, mai comunităților religioase, se întâlnesc și iau niște decizii. Da? Aici sunt cunoscute declarații creștine, da? Enciclice, avem și noi, da, pe Patriarhul Ecumenic, care a venit cu documente, da, legate de respectul naturii. Sunt toate aceste lucruri ce țin de, în spațiu confesiunilor creștine, de dialog ecumenic, dar e mai mult decât atât. Dacă problema e globală, este dialog și cu alte, cu liderii altor religii, pentru a rezolva niște probleme concrete de mediu sau sociale, nu? Cam asta e. Pentru că dacă aceste dialoguri, asta ce spun acum, sunt lucrurile din revistele de specialitate despre asta. Da? Adică se pot lua articole de sinteză și se vede cum au evoluat relațiile între liderii religioși din lume în ultimii 40 de ani. Da? Deci oamenii fac lucrurile astea și în privința chestiunilor de mediu și te uiți și vezi de ce au făcut asta. Da? Și una dintre cauzele din punct de vedere social pentru care au făcut asta este că nefăcând-o, atunci toată agenda, cum se spune din punct de vedere politic, a fost acaparată de discursul secular. Da? Și ori, dacă, da, deci, vedeți, legitimitatea unei bune, o bună parte din legitimitatea discursului strict secular de tipul celui fundamental științific în declarații, deși la, în detalii nu este, da? Vine din, sau a venit din absența acestui dialog pentru rezolvarea unor probleme care există și care pe oameni, cum să zic, îi preocupă, da? Legate de mediu. Și atunci s-a diferențiat această a treia strategie, care e un pic mai nou, așa, ca manifestare instituțională, dar ea reflectă preocupări vechi de când lumea. Deci nu e ceva, este nouă în afirmarea ei pe această dimensiune. Deci astea sunt cele trei la firul ierbii, ca să spunem așa, pe planul cel mai concret abordări prin care se poate institui, se poate ajunge la o etică a mediului. Una seculară, fundamentată, așa, încadrată, da, să spunem, pe niște elemente de știință ca să-i dea autoritate, da, și este cea care e caracteristică și Uniunii Europene, una ca instituție, una bazată pe analiza comparativă a religiilor, așa mai departe, și în general a practicilor sociale efective ale oamenilor, încercând să încurajeze acele practici care sunt de folos, s-a constatat empiric, naturii, da? Bineînțeles și oamenilor, dar fără să îți tai craca de sub picioare, da, a naturii. Și a treia, care este, mă rog, în ordinea enumerării, a treia, da, ca vechime a preocupărilor, e prima, istoric vorbind, cea în care există preocuparea de natură din partea organizațiilor, a instituțiilor religioase și care poate să ajungă la a fi relevantă această preocupare la scară planetară, pentru că avem și probleme planetare sau continentale, da, sau lucruri de felul acesta, numai dacă există un dialog între acei lideri. Dacă nu există un dialog între acei lideri, atunci agenda, neexistând ceva, nu, apare, se pune în față altceva, în special abordarea seculară. Deci, din punct de vedere pragmatic, și nu numai, probabil, e importantă existența acestor punți
Nu? E, cu asta vedeți că am pornit de la niște lucruri care de fapt ne interesează în calitate de creștini, cel mai mult de la cunoașterea lui Dumnezeu, a unor sfinți, și am ajuns la niște lucruri care, dacă nu sunt plasate în acest context al straturilor, da, către specializări, ultra-specializări, fenomene concrete sociale, evident că tulbură și chiar duc la diviziuni, da? Și este mesajul pe care am încercat să-l transmit, este că ele nu se exclud unele pe altele din punctul de vedere al rezolvării concrete a problemelor. Adică, ca să fiu foarte concret, odată ce avem niște legi și niște directive care sunt bazate pe o abordare seculară, nu? Astea sunt un dat. Nu? Însă felul, la scala de timp la care ne punem problema rezolvării unor probleme de mediu, dar ele pot fi puse în practică într-un fel care să fie împreună cu valorile noastre aici. Asta, felul în care se pune în practică ceva, nu este stipulat până la ultimul detaliu în regulile care sunt instituționalizate. Da? Și putem veni cu propria perspectivă, care este, în cazul celor care suntem, cei care suntem creștini, ortodoxi, venim cu viziunea noastră. Da? Asta e cadrul, astea-s vremurile, nu? Dar în raportarea concretă, o facem într-un anumit fel la mediu. Iar pentru asta, chiar dacă nu împărtășim aspectele ce țin de tratarea ca echivalente a tuturor religiilor, etc., etc., putem avea un aliat și în acest domeniu, da? Pentru că el ne ajută să arătăm, din punct de vedere cultural și social, care sunt rolurile sociale, funcțiile sociale ale religiilor benefice. Asta nu este funcția principală, că nu e vorba de mântuire aici, dar ea există. Și ea are caracterul unui serviciu public. Deci, fără să o idolatrizăm, putem să o aducem în discuție. Da? Pentru că textul oricum va mai fi la dispoziția noastră, ce am aici, am notat mai mult că așa fac, mă întind când încep să mă iau, în loc să stau să mă rog mai mult, când încep să mă apuc să scriu, cad în această plasă a gândirii și sistematizării și scriu. Da? Deci este ceva de care va trebui probabil să mă și spovedesc. Da? Dar asta este ceea ce iese, da? Pentru că e o deformație profesională. Mai sunt alte lucruri aici. Însă, acum vreau să mă duc direct țintă la mesajul creștin-ortodox. Da? Contribuția creștin-ortodoxă la decizii practice de mediu. Tot ce am discutat până acum ține de acel aparat teoretic complet irelevant, aproape pentru deciziile de zi cu zi, dar care este relevant pentru deciziile politice și administrative. Adică toate aceste lucruri aparent anoste, sunt folosite ca surse de autoritate și sunt anoste, da? În raport cu importanța iubirii semenilor, da? Sau a grijii față de creația lui Dumnezeu, dar ele sunt surse de autoritate pentru a decide asupra unor sisteme de valori funcționale în niște instituții, asupra legilor după care urmează să, nu, să acționăm și așa mai departe. Da? Deci pentru aspectul ăsta al relației cu viața politică, cu viața socială de scară mare, sunt relevante. Da? Iar cei care sunt, mă rog, ajung să aibă influențe și să fie implicați în asistarea celor care vor lua astfel de decizii cu privire la mediu, cu privire la eticile de mediu, cumva e de dorit să aibă acces la aceste diferite abordări,
Da. Aici poți fie să fii partizanul uneia, da? Ceea ce e cel mai des, cel mai frecvent, iar când ești partizanul uneia, atunci apare discord, e clar, apare competiție. Poți fie, deși tu împărtășești una singură, da? Să sesizezi potențialul acela puțin cât este al celorlalte. Ca să dau un exemplu concret, da? În momentul ăsta există o rețea de arii protejate. Ea este construită a naturii, parcuri naționale, etc. Ea nu e construită pe baze bioetice sau eticii creștine. O desființăm mâine dacă avem puterea? Asta este întrebarea concretă cu care se confruntă un decident. Deci, fiind construită pe baze seculare și adesea, având în jur grupuri de iubitori ai naturii care sunt adesea atei, da? Dar ea face o anumită, asigură o anumită protecție naturii. Și acum, cât timp va lua până când, să spunem, că ar putea evolua o etică a mediului în care să ne întoarcem la o Uniune Europeană care este creștin, nu, manifestă și se schimbă modul de abordare. Da? Și să zicem că asta ar dura 50 de ani. Da? Presupunem un proces, dacă va exista așa ceva. Deci, de acum și până peste 50 de ani, ce facem? Renunțăm la noțiunea de arie protejat? Evident că e ceva care nu e în regulă. Da? Adică, pe de-o parte, încărcătura ideologică a unor soluții de protecție a naturii nu este în regulă. Pe de altă parte, faptul că există cât de cât o protecție a naturii, chiar și cu acea încărcătură ideologică, este ceva bun. Da? Am vrut să dau un exemplu concret de felul ăsta. Da? Ca să fie... Și atunci... Vedeți că astea sunt întrebările acelea la firul ierbii, cum am spus, unde teoriile mari cumva nu că intră între paranteze sau abordările mari, dar e clar că, și ca să dau un exemplu, am să pomenesc despre un geoparc, un geoparc al dinozaurilor, unde am fost vara asta, este în zona Hațeg. Toată teoria construirii geoparcului este seculară, vine de la UNESCO, fondurile sunt UNESCO. Dar acolo, oamenii din acele comunități, da, ei habar n-au de chestia asta, adică ei primesc niște oportunități de a relaționa cu cei care sunt, eu știu, vizitatori, etc. Au apărut asociațiile femeilor din satul Cutare care fac tot felul de lucruri, inclusiv icoane sau mai știu eu, da? Și ei se dezvoltă păstrându-și propria credință în acest cadru, fără să își însușească, să spunem așa, aspectele ce țin de fundamentarea științifică, da? Pe care o are cadrul, să spunem, teoretic al abordării la nivelul UNESCO. Da? Iar cei care, am să dau și eu un exemplu de oameni care lucrează acolo, oamenii care au instituit această organizație, care e de foarte mare succes și iubită, ei sunt niște ecologiști urbani. Da? Ecologiști urbani, care nu au nicio legătură cu o bună parte cu credința religioasă. Și vorbind cu unii dintre aceștia acolo, mi-au spus că atitudinea lor față de săteni, după ce inițial încercau să îi învețe cum să facă cum, adică veneau cu o atitudine așa de recomandări stricte să-și protejeze natura, au ajuns să se schimbe propriul fel de a fi după celalți sătenilor. Deci a fost exact pădos. Au început să înțeleagă, să le cunoască viața de acolo, să, adică, mi-au mărturisit că, firește, fără să ajungă să practice din punct de vedere religios, dar au cu totul alt mod de a se înțelege cu acei oameni. Pentru cineva care este, să spunem, creștin și vine din afară, e clar că a avut loc un fel de, cum să zic, un prim pas spre o viitoare convertire. Da? Probabil că ei n-ar fi prea încântați de ce spun acum, nici nu știu ce se va întâmpla, da? Dar asta este ceea ce am putut să văd în felul lor. Și chiar dacă nu va exista asta, e clar că va exista o apropiere între comunitățile
care sunt mai degrabă ateiste urbane și cele rurale, o micșorare a acelei falii, ce ține de, mă rog, dezvoltarea istorică a unei societăți, cum? Printr-un cadru oferit de o instituție care, în esență, este seculară 100%. Da? Adică, una este ce se gândește la scară mare și alta este ce se întâmplă la firul ierbii. Asta este felul în care se manifestă în realitate complementaritatea între aceste lucruri. Deci nu e vorba de ceva teoretic, cineva stă și se gândește așa scheme cum să fie complementar. E vorba de ce se întâmplă prin faptul că toate aceste abordări de fapt se manifestă prin oameni. Și dacă oamenii au o anumită atitudine, ei îi câștigă pe ceilalți nu îi schimbă complet, dar îi apropie și se instalează îndrăznesc să spun, o relație de dragoste între ei. Că i-am văzut cum se susțin și se ajută, da, și se înțeleg reciproc, deși împărtășesc fără îndoială feluri de a vedea lumea diferite. Ca să avem și un mesaj dincolo de ce am relatat eu, da, bazat pe texte, am să merg, pentru că e ușor de ținut minte, la ca ghidaj general al relației noastre cu mediul, prin ispitirile de pe munte. Le știm toți, e vorba de, în prima, despre relația dintre nevoile trupului și sufletului, da, și prioritatea sufletului. E clar că o mare parte din ceea ce ține de etica mediului se subsumează sau poate fi rezolvat prin a nu acorda o importanță atât de mare priorităților trupului. Tot ce ține de supraexploatare a resurselor naturale, de obiceiuri, nu sunt sănătoase din punctul de vedere al mediului, pot fi asociate acestei ispite de a acorda prea multă atenție trupului. Cealaltă ispită de pe munte, asumarea de riscuri responsabile, nu? Aruncarea de pe templu. Da? Când este limpede că se întâmplă ceva la o scară planetară, sunt lucruri tot mai vizibile și ajungem să sperăm că numai cu noi în mod particular nu se va întâmpla printr-un miracol cumva. Știi? Lucrurile astea țin cumva de acea ispită, nu? Deci încrederea că Dumnezeu ne va ține este una, iar cunoscând că mărul care de sus în jos, pe baza științei, legea gravitației, să așteptăm ca mărul să cadă de jos în sus, asta, cum să zic, da, este altceva. Da? Se aplică și în domeniul mediului. A treia ispitire care tulbură foarte mult și partea asta legată de mediu și de normele legate de mediu e cea prin dorința de putere. Da. Ori foarte mult din lipsa de armonie între normele care apar, da, sau sunt instituite în privința mediului, deci lipsa de armonie între aceste încercări, abordări la care am făcut referire, vine din faptul că ele sunt folosite de fapt ca să ai mai multă putere asupra celorlalți. Deci ele nu sunt folosite numai pentru a îngriji natura, ci sunt folosite ca partea unei ideologii pe care să o impui alături de multe alte elemente, în particular, de exemplu, secularizarea, da? Asupra altora. Adică nu primează
grija de natură, ci primează secularizarea care este, nu, împachetează grija de natură. Da? Lucru care nu este în regulă. Nu? Din cartea aceasta, O ecologie a transfigurării, avem de la acel autor pe care l-am cunoscut prin profesorul Solcan un subcapitol care spune aproape tot ce e relevant, ce așa mi s-a părut, despre lucrurile astea mai la concret. Da? Și anume spune ce cunoaștem ca și creștini ortodoxi și este relevant pentru etica ecologică. Deci acum sunt niște lucruri care sunt în perfect acord, m-am uitat aici și cu felul cum este abordarea în cartea domnului Lemeni, Sensul escatologic al creației, și am să dau citire celor 6 observații. Da? Prima, o etică ecologică creștin-ortodoxă trebuie să relativizeze preocupările pentru mediu, astfel încât iubirea de mediu să nu diminueze sau să umbrească iubirea pentru Dumnezeu și om. Da. Ăsta e primul lucru. Adică soluția în limbaj tehnic biocentrică, ecocentrică, a valorii intrinseci, absolute a mediului, nu este acceptabilă creștin-ortodox. Da? Prioritar este iubirea față de Dumnezeu și om. Da. Asta e primul lucru. Al doilea lucru. Un angajament a tot consumator în ecologie apare atunci când devenim mai investiți, adică când punem mai multă atenție în conservarea mediului decât în achitarea poruncii de a iubi pe Dumnezeu și pe aproapele nostru. Deci aici este un aspect practic, da? Dacă este legitim să ne preocupe mediul, dar asta nu poate fi în dauna dragostei față de Dumnezeu și a dragostei față de oameni. Da? Deci trebuie o distribuire rezonabilă, da? Cu discernământ a resurselor pe care le folosim în privința mediului. A treia. În al treilea rând, este important de remarcat faptul că înclinația de a aborda mediul contemporan ca un gvasi idol este adesea rezultatul unei înlocuiri imanente a preocupărilor transcendente. Adică, mai spune mai concret, ritualurile de reciclare pot deveni substitute seculare pentru ritmurile vieții creștine tradiționale. Vedem ziua zonelor umede, ziua economisirii curentului, ziua stingem lumina, ziua etc. Da? Spune explicit aici că, adică nu e ceva problematic că dacă lucrurile astea există în scopul de a proteja mediul, dar devine problematic dacă ele substituie în viața de zi cu zi, da? Devin un vasi idol care înlocuiește preocupările noastre. Ceea ce se întâmplă, mai ales în spațiu secularizat. Da? Adică în momentul în care, nu știu asta cum se poate rezolva, acum nu mai relatez aceste lucruri, da? Pentru că aceste zile sunt, sau diferite sărbători, etc., sunt acceptate pe plan global la noi, etc., da? Este ceea ce ne spune părintele Engelhardt ca fenomen pe care l-a observat, da? Cum devine problematică treaba asta. Al patrulea, teologia creștin-ortodoxă ne poate aminti că cea mai sfântă parte a lumii nu este natura originară. Nu natura neatinsă de oameni, ci locul în care ortodoxul se adună în liturghie. Asta e cea mai sfântă parte. Da? Ori, în momentul ăsta există o clară tendință în domeniul iubitorilor naturii de a considera că
ceea ce este intact, da? În natură este tot ce este mai important pentru omenire. Da? Aici lucrurile sunt pus punctul pe ei de o manieră extrem, extrem de fermă. Da? Oamenii sunt cei chemați să se îndumnezeiască, nu natura. Natura poate fi abordată de om ca o icoană, ca o fereastră de Dumnezeu. Da? A cincea remarcă a părintelui Engelhard este crucial ca ecologismul să nu fie utilizat pentru a apăra preocupări deformate cu autorealizarea și autosatisfacția. Da? Și dă exemplu. Dacă dintr-o dorință pentru o viață de lux, soții și soțiile limitează numărul copiilor, da? Totul sub pretextul protejării mediului, da? Asta nu este ceva recomandabil din punct de vedere creștin. Da? Deci depinde foarte mult pentru ce protejezi mediul din punct de vedere creștin-ortodox. Și mai spune, de obicei este mult mai ușor de a fi zelos în legătură cu mediul decât a purta povara creșterii unei familii numeroase. Vedeți cum se nuanțează toate exigențele ce ar putea să țină de o etică a mediului decuplată de viața creștină. A șasea și ultima. Orice tentativă de a articula un ecologism creștin-ortodox trebuie întreprinsă cu smerenie în cadrul unei autentice maniere ortodoxe de viață. Da? Deci nu există un ecologism creștin în momentul ăsta, adică o ideologie utilizabilă în spațiu public fundamentată creștin-ortodox. Da? Dar dacă ea va exista, dacă, să spunem, felul în care vor evolua lucrurile va duce către asta, ea trebuie cu smerenie, nu cu, ca să mă exprim direct, cu PR, cu relații publice, nu? Da? Lucru care e cumva în cu totul alt duh decât felul în care se face și se practică ecologismul secular, da? Ca o semnalizare a virtuții în momentul ăsta. Ei, astea ar fi așa contururile unei intrări în această temă, dacă domeniul e deja prea mult spus, pentru că traversează foarte multe domenii. Caracterul, tehnic vorbind, interdisciplinar al lucrurilor acestea e unul din punctele dificile în punerea lor în practică. Și pentru orice fel de abordare, că ea e seculară sau că este din perspectivă creștină. Dacă ar fi să avem un mesaj practic, concret, de final, la scara acțiunilor concrete, natura, dacă vrem să o protejăm, e cel mai bine protejată atunci când stimularea oamenilor se face prin valorile lor care există acum. Da? Adică dacă doresc, de exemplu, să fie mai bine protejate pădurile în Bucovina, atunci mă raportez la valorile oamenilor din Bucovina. Asta poate să fie avantajos pentru, să spunem, cei care suntem creștini ortodoxi, în sensul că acolo sunt mulți oameni creștini ortodoxi. Dar asta mai înseamnă și altceva. Înseamnă că dacă sunt, de exemplu, într-un oraș, cum e Bucureștiul, da? Și doresc să conving oamenii să protejeze natura, atunci trebuie să mă raportez la valorile lor, așa cum sunt ele în București. Da? Și aici s-ar putea să fim în bună măsură departe foarte mult de felul de a fi creștin în ce privește
oamenii care sunt interesați de protecția naturii. Da. Dar dacă doresc într-adevăr să protejez natura, atunci voi face asta. Da? Asta este și cum voi face asta, asta e altă problemă, nu? Într-un fel care să nici nu tulbure, nici să nu smintească, nu? Este cel mai de folos focalizarea pe problema efectivă de rezolvat, da? Parcul natural cu tare, da? Îl facem sau nu-l facem? Avem grijă de el sau nu avem, da? Fără accent pe ceea ce desparte, cu accent pe ceea ce unește, pe interesele comune. Fără proiecte politice de transformare a oamenilor, da? Fără perturbarea felului în care ei oricum se schimbă acele comunități, da? Că toate comunitățile se schimbă într-un fel sau altul în timp. Da? Fără a folosi intențiile bune și măsurile bune și argumentele și normele legate de natură pentru altceva. Da? Am asta ar fi o autolimitare în sensul acesta dacă ceea ce ne interesează este natura. Ori noi am văzut sigur că din punctul de vedere creștinesc nu ne interesează numai asta. Însă dacă suntem într-o funcție publică, acolo nu are cum să se vadă direct creștinismul nostru în sensul, să spunem, al folosirii lui explicit. Da? El trebuie să se vadă în ceea ce facem prin dragoste de Dumnezeu și oameni, prin faptele care pot fi apreciate ca atare și atitudinile de către ceilalți oameni. Încheiem acest periplu întorcându-ne la filmul Ostrov. Da? Vedeți că viața unei persoane cu preocupări convențional spus intelectuale nu este una simplă și nu este simplă nu în sensul că poartă o povară, ci nu este simplă în sensul că este împrăștiată. Da? Prin însăși natura acestor instrumente pe care le avem, dacă nu le tratezi cu atenție, dacă ajungi să te preocupe excesiv, da, pierzi acea simplitate. Da? De aceea ne întoarcem și ne întrebăm în final cum se poate mântui cine deține o astfel de cunoaștere și are o astfel de cunoaștere. Avem în filmul Ostrov faptul că egumenul este un model de drum către mântuire și avem tot acolo în final și un sfat tot al părintului Anatolie. Da? Vorbește în final cu egumenul respectiv și îi spune, egumenul întreabă ce să fac. Părintele Anatolie se așează în coșciug și zice, acum o să mă duc la Domnul, știa de 3 zile. Da? Și întreabă și părintele ăsta, părintele Anatolie, egumenul întreabă, dar eu cum să viețuiesc? Spune, da? Ca să ia ultimul cuvânt. Și primește următorul răspuns. Trăiește cum poți și fă cât mai puțin rău. Asta e tot ce îi spune. Trăiește cum poți și fă cât mai puțin rău. Altfel spus, da? Asta este, da? Dacă ne uităm și la tot ce am încercat să atingem azi aici, folosește la ceva o astfel de perspectivă care, să spunem așa, dă un pic de dreptate și de dragoste fiecărui fel de a ne raporta. Îndrăznesc să cred că într-o mică măsură folosește această idee de a nu
pedala excesiv pe diferențe și pe antagonisme și pe competiții, ci recunoscându-le și identificându-le, da, pentru că ele există, cred că folosește de a vedea acel rol, acel bine pe care poate să-l aducă fără a avea o dreptate absolută fiecare mod de a gândi, de a da niște soluții pentru rezolvarea problemelor de mediu. Asta e ceea ce înclin să cred, da? Dar asta este ceva, un efort de gândire până la urmă. Esențială este mai ales așezarea acestui efort de gândire cu mintea ta în rugăciune și comuniune. Adică viețuirea a părintelui egumen în comunitate și în comuniune. Nu ești de unul singur în efortul de gândire. Nu ești nici măcar în comunitatea ta de gânditori sau de oameni de știință. Deși uneori așa pare, sau fizic și social, uneori chiar așa ești. Ci ești permanent împreună cu cei care sunt în mănăstiri, se roagă pentru toți oamenii. Și asta, dacă ești și îți dai seama de acest lucru, atunci poți spera împreună cu ceilalți, poți nădăjdui la mântuire. Doamne ajută!